Se întâmplă niște lucruri, suntem la antrenamentul oficial pentru concertul Deliei de la Sala Palatului. Șt! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Pentru primul concert, înțelegi? Așa că... Wow. E chitară, mă, am știa eu, ne, mă, e... Delia, dacă acum la repetiții ești atât de tare și de frumoasă, tu îți dai seama cum o să fii mâine? Urâtă. Urâtă? Cum o să fie urâtă? E primul tău concert la Sala Palatului? Nu e primul, e primul concert în care sunt doar eu. Ai alt fel de emoții? De... Da, că e al meu. Am mai fost în concert la Sala Palatului, chiar curând. Și de când faceți repetiții? Am pus vânzări record la bilete și mi-am dat seama că sunt... Repetiții de când faceți? Zic că... Repetiții facem de... Ce, azi? De când faci? Nu, în general, de când pregătiți tot concertul. De vreo două luni. Știi ce vreau să mai spui? Cu ce chestii divești extravagante și ciudate, zi măcar una cu care te vei îmbrăca mâine. Divești? Divești. Wow. Uite, unde e? Ceva așa, nu știu, spui o coțofană pe cap, nu știu. Show me the coțofană. Este foarte grea. Vrei să-ți stric freza? Da. Te rog. Zi-mi tu cât e de grea și n-o scăpa. Este destul de grea. Da, dar e bine, îmi place. Și tu stai puțin, tu trebuie să dansezi cu asta sau nu ceva? Nu cred că o să dansezi. În regulă. Stai, în regulă. Așa. Hai, mersi, ce drăguț. Zi, cine mai cântă cu tine pe scenă și... Mulți, sunt toți cu care, uite, Kaira, Speak, Udi, Ori, Abren. Asta e. Și fă-mi așa un sinopsis, am fost la un concert la tine. Am fost la un concert la tine, da? Și am văzut de la, nu știu, rock, la piesele tare, la piese din repertoriul internațional, de toate, populară. Internațional, populară nu prea, nu avem ceva, dar nu cântăm populare. Avem ca și folclor, toină. Ok. Dar ceva sârbe, oare nu. În regulă. Am văzut că începe în forță, după repetiție, așa. Îți simt pumnii și ne vedem la concert aici. Îmi păstrez energia, de aia sunt așa. Te văd, nu, dar te înțeleg. Low, battery low. Crede-mă, și pentru mine, e primul interviu la Sala Palatului, cum ești pentru mine, primul concert, înțelegi? Așa că emoțiile și pentru mine sunt foarte. Te pup, mersi mult de tot. Poți să te îmbrățișez? Da. Pa, drăguț. Succes! Dar nu știu ce... E chitară, mă, am știa eu, ne, mă, e chitară din asta, bă. Hai. Băi, dar ce tare. Așa. De unde? Aici? Aproximativ bine. Mulțumesc frumos. Într-o lună o să înveți doar să tragi aer în piept. O lună lumină.